Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi, 4 martie. Și acum să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, încă o zi importantă, două arcane majore, partea de dragoste și sănătate. Hai să vedem ce înseamnă fiecare dintre aceste cărți. În primul rând, pe partea de dragoste avem aici nebunul, inocentul, prima carte din tarot, prima arcană majoră din tarot, cartea numărul 0. Cartea care în tarot reprezintă și planeta Uranus. Și unde este Uranus? În Taur. Și ce planetă pleacă din Taur astăzi? Marte. Marte părăsește zodia Taurului și se mută în Gemeni. Foarte interesant, pentru că această plecare a planetei Marte îl degajează pe Uranus în Taur și pe partea de dragoste, Uranus în Taur, acest simbolism al planetei neașteptatului într-un semn zodiacal care ne vorbește despre siguranță, confort și dragoste, într-un semn zodiacal guvernat de planeta Venus, poate să aducă în viața noastră lucruri surprinzătoare, neobișnuite, neașteptate, poate chiar excentrice în situația de dragoste. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, e posibil ca astăzi partenerul sau partenera voastră să vă surprindă, să facă ceva ieșit din comun, neașteptat. Și acest lucru efectiv o să vă lase mască, o să vă lase cu gura căscată, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Pentru că mai e nevoie din când în când să schimbăm energia, să aducem un influx de energie nouă în relațiile de lungă durată. Dar atunci când acest lucru se întâmplă, când aceste reacții, cuvinte, decizii ciudate, surprinzătoare, neobișnuite vin din partea partenerului sau partenerei voastre, e foarte important să le analizați cu atenție. Nu vă speriați, nu vă panicați, dar în același timp, e important să le acordați importanța necesară acestor lucruri, pentru că acestea sunt niște semne. Poate că partenerul sau partenera voastră simte nevoia de o schimbare, de ceva nou în viața lor. Nu zic că neapărat vor să se despartă de voi și să înceapă o relație nouă, cu toate că pentru o mică parte dintre voi s-ar putea ca într-adevăr asta să fie situația. Dar pentru majoritatea, aici vorbim de o nevoie foarte puternică, internă, de ceva nou, ceva mai mult, ceva în plus. Și acest lucru, acest ceva poate să fie ceva mai mult la job, mai multă recunoaștere publică, un loc de muncă care să aducă și satisfacție emoțională, nu doar financiară. Poate își doresc mai mulți bani, poate își doresc un copil, poate își doresc să duceți relația la nivelul următor, poate își doresc să fie mai ascultați, poate își doresc să comunice mai mult cu voi, poate își doresc o casă nouă sau pur și simplu să redecoreze ceva în locuința voastră. Indiferent ce își dorește partenerul sau partenera voastră, e foarte important să nu ignorați aceste lucruri, să le discutați, să le ascultați, să înțelegeți de unde vine această nevoie și ce puteți să faceți astfel încât partenerul sau partenera voastră să se simtă împlinit, împlinită, să se simtă ok, să se simtă ascultată, să poată să crească și să evolueze știind că se pot baza pe susținerea voastră. Pentru cei care sunteți singuri, aici nebunul poate să aducă în viața voastră niște persoane neobișnuite, excentrice, ieșite din comun, o persoană la care nu v-ați gândit niciodată că ați putea să fiți atrași de genul ăsta de persoană și cu toate acestea, astăzi, această persoană, oricât de neobișnuită, oricât de ciudată, oricât de excentrică ar fi, pare să fie exact ceea ce aveți nevoie. Pentru o mică parte dintre voi, e posibil ca astăzi, cu această energie, să începeți relații noi, să fiți mai impulsivi și mai deschiși către noutate, către aventură. Poate să iasă un lucru foarte bun, trebuie doar să fiți conștienți că această relație, ca oricare, o să aibă suișurile și coborâșurile sale și dacă persoana cu care ați ales să începeți acest drum este și ea sau el la rândul său dispusă să depună efort și să colaboreze cu voi, poate să iasă o relație foarte frumoasă. Pe partea de sănătate avem aici magicianul, maestrul secretelor. Cartea care în tarot reprezintă zodia Mercur.
Mercur, guvernatorul gemenilor. Și ce planetă intră astăzi în gemeni? Marte. Și în urmare aici cu Marte, care intră în gemeni împreună cu energia mercuriană a magicianului, s-ar putea să vedem la nivel global niște declarații de presă mai incendiare referitoare la starea de sănătate globală, la pandemie și la posibilele soluții pentru această problemă. Așa că fiți atenți pe canalele de știri și pe alte surse de știri de asemenea pentru a fi la curent cu ce se întâmplă aici. La nivel individual, magicianul ne arată că astăzi puteți să găsiți medicul, terapeutul, expertul care este în măsură să găsească soluția pentru problemele voastre de sănătate. Pentru cei care aveți astăzi programată o vizită la medic, un set de analize sau o discuție cu un terapeut, lucrurile o să meargă foarte bine aici pentru că o să întâlniți o persoană foarte bine pregătită, foarte bine intenționată, care o să vă ajute să rezolvați o problemă de sănătate în viața voastră. Toți cei care începeți astăzi să țineți o dietă, să faceți sport, mai ales dacă e vorba de niște lucruri care se întâmplă într-un grup organizat, adică discutați cu un medic nutriționist sau începeți să faceți sport cu un antrenor personal sau cu un grup de oameni, de prieteni care toți fac același sport, lucrurile sunt foarte pozitive și o să meargă foarte bine pentru voi, o să aveți o evoluție foarte frumoasă aici pe starea de sănătate. Mai ales pentru cei care începe să faceți sport, pentru că Marte este o planetă foarte energică, în gemeni, care la rândul lor sunt o zodie foarte energică, foarte rapidă. Aici lucrurile o să se desfășoare foarte rapid și o să vedeți o evoluție, un progres foarte frumos și foarte rapid în sănătatea voastră, în felul în care se schimbă corpul, organismul vostru. O energie frumoasă pe partea de sănătate. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem 5-ul de cupe, singura carte care nu e arcană majoră în etalarea pentru această zi. 5-ul de cupe ne arată că aici o să iasă la iveală niște informații. Niște informații pe care voi oarecum le-ați intuit deja, le-ați simțit. Chiar dacă nu știați exact cum stă situația, care-i treaba, ați avut voi așa un feeling că ceva nu e tocmai corect sau în regulă în legătură cu o afacere, cu un proiect, cu informațiile pe care vi le spunea un coleg sau o colegă de la locul de muncă. Și aici cu 5-ul de cupe lucrurile ies la iveală. O să primiți astăzi și confirmarea rațională, intelectuală, a bănuielilor, a suspiciunilor pe care voi le aveați deja în trecut. Cu 5-ul de cupe lucrurile nu sunt de obicei foarte plăcute. Sunt triste, sunt greu de digerat, dar în același timp, atunci când aceste informații negative reies, că e vorba de o afacere, de o investiție, de un proiect sau de un coleg, de un partener, de cineva de la locul de muncă, gândiți-vă că e mai bine să știți exact cum stau lucrurile, care e realitatea, decât să mai continuați în această stare de incertitudine în care erați mințiți, erați păcăliți, în care nu vi se spuneau lucrurile până la capăt. Măcar acum știți exact care e situația, cum stau lucrurile și puteți să vă faceți un plan de reacție, de a mitiga riscurile, de a rezolva problema astfel încât să ieșiți pe partea învingătorilor, să ieșiți pe plus totuși la finalul zilei. Cu 5-ul de cupe aici anumite lucruri n-au ieșit așa cum v-ați așteptat, dar în același timp universul vă mai dă o șansă. Ăsta nu e finalul drumului, este doar un obstacol în calea voastră, în finanțele voastre, în afacerile voastre, la jobul vostru. Și acum e momentul în care trebuie să demonstrați exact ce fel de om sunteți, ce fel de persoană sunteți. Vă lăsați învinși la primul obstacol sau vă folosiți de aceste pietre pe care universul vi le aruncă în cale ca să vă construiți o scară către succes. Decizia este a voastră, puterea este în mâinile voastre. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, vreau să vă întreb dacă v-ați ales deja baba. Pentru cei care nu știți despre ce vorbesc, în tradiția românească, între 1 și 9 martie, se spune că baba Dochea își dă jos cele 9 cojoace și cu ocazia aceasta avem aici
un obicei foarte frumos în care ne alegem baba, ne alegem ziua dintre primele 9 zile din luna martie și în funcție de cum ne merge în ziua respectivă, așa se spune că o să ne meargă tot anul. V-am pregătit câte un video pentru fiecare zi în parte, pentru fiecare babă în parte. Linkul găsiți aici în colțul din dreapta sus și dacă în acest playlist de videouri nu găsiți încă numărul pe care voi vi l-ați ales, înseamnă că încă nu am trecut de ziua respectivă, pentru că videourile le public în fiecare zi la prânz pentru ziua respectivă. Dacă vreți să fiți notificați automat de YouTube în momentul în care o să pun videouri noi ca să știți exact în ziua voastră când se pune videoul să puteți să-l vedeți, trebuie doar să vă abonați la canal, e gratis, nu vă costă nimic, trebuie doar să găsiți aici în partea de dreapta jos butonul de abonare și să dați click pe clopoțel astfel încât YouTube să vă notifice, să vă anunțe în momentul în care pun materiale noi. Bun, și acum hai să vedem mesajul pentru această zi. Pentru toată lumea este următorul. E doar un gând, iar un gând poate fi schimbat. Gândurile pe care aleg să le gândesc și să le cred în clipa de față îmi făuresc viitorul. Aceste gânduri îmi modelează experiențele de mâine, săptămâna următoare și anul viitor. Mesaj foarte frumos pentru toată lumea, care vă readuce aminte că totul pornește de la gânduri, de la lumea noastră interioară, pentru că gândurile sunt cele care ne modelează vorbele, faptele și viața. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!